Am revenit în platou, domnilor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Marian Andronache, președintele Organizației Județene a Partidului Mișcarea Populară, consilier județean, fost viceprimar și acum și pe linie politică deține funcția de vicepreședinte pe care vrea să o reînnoiască. Da? Ați spus spre finalul părții a doua emisiune. Citesc din domnul Tomac, da? Dar asta ca o deschidere pentru treburile pe care ar vrea să le discutăm legate de ceea ce se întâmplă în Suceava. Zice domnia sa, avem nevoie de un vaccin împotriva risipei banilor publici. Statul nu reușește să colecteze veniturile la bugetul de stat, cheltuielile netransparente din administrația publică. Se angajează continuu împrumuturi atât de către comunitățile locale, cât și de către guvern. Au fost explicate aceste trei idei care frânează economia, dezvoltarea României. Există acuze, de curând a fost votat bugetul local, domnule președinte, bugetul municipiului reședință de județ. Vedem aceleași acuze legate de buget prost construit, adică nu actualul buget. În ultimii 18 ani, de când este primar domnul Lungu, ce ați putea spune despre... Ați fost viceprimar. Fiecare primar are, eu știu, strategia sa. Poate nu e calibrată pe, eu știu, dorințele viceprimarilor, a consilierilor locali, poate chiar și a unor suceveni, să spunem așa, dar... Bun, dacă suntem 100.000 și avem 100.000 de idei, clar că nu putem cuprinde toate. Lucrăm la fiecare idee în parte. Da. Opoziția a criticat oarecum. Opoziția, na, și-a făcut datoria, da, am înțeles. Nu știu care e opoziția Social-democrat. aia. Social-democrații. Că am mai văzut critică și de la opoziția USR. Critici de la opoziția USR. Da, asta pe ultimul buget, da. Cred că a fost... Bun. Haideți să... E greu să faci un buget și trebuie să știi să-l faci. Și acum, nu că spun eu că e din partea primarului Da. Lungu, dar la a face un buget nu poți să-l contești, pentru că știe să facă un buget și știe cu ce să mănâncă un buget. Bine, contestațiile au fost că acel buget nu s-a realizat decât, nu știu cum, ca țări 66%. Da. Execuția. Execuția. Bun, aici sunt mulți factori care trebuie aduși în discuție, că acele fonduri europene nu au venit și au fost vreo 150 de milioane care nu au intrat în calcul și de acolo apare un anumit procent. Apoi, încasările de la buget. Niciodată nu 100%, că avem probleme acum, avem Da. probleme cu firmele, de ce să Da. nu recunoaștem? E criză, avem probleme cu persoane fizice, dar astea le aveam și în trecut, pentru că nu se întâmplă să-și plătească datoriile. Iar toate aceste datorii trebuie să le prinzi din anul trecut, trebuie să le prinzi din bugetul anului următor, că nu le Da. radiezi, ele sunt acolo. Da. Amenzi care nu sunt plătite, ele sunt acolo, trebuie să existe și aici. Chiar dacă nu știm dacă le va plăti, dar noi trebuie să ne chinuim ca acei oameni să le plătească, da? Și atunci și datoriile alea vin în nou buget, bugetul crește și avem discuția asta, că execuția e numai de atât. Dar nu e o execuție foarte proastă, da? Bun, că e vorba de lucrări, de investiții, că a pus nu știu ce lucrare, da, trebuie să mai pui și anumite lucrări care interesează și turistul, interesează și agentul economic să le Și aduci. loc. Interesează chiar și Local. oamenii localnici, dar localnicii, da, Ei, mai mult se localnicii plâng. prima, haideți să o spunem așa, poate localnicul nu vrea neapărat acea roată Roată panoramică panoramică, sau, vrea, da. pentru că există, doar știți foarte bine, mai bine decât mine, există străzi Vrea care nu sunt... strada lui, da. Vrea strada Da. lui făcută, că Când e deschide cu noroi, poarta, da. da, Da. ușa la loc și Dar, poarta lui. na, și aici totuși Și lucrurile undeva trebuie să au... găsești un echilibru.
au evoluat, însă, da, și eu aș merge poate pe a face investiții pe aceste străzi, să scăpăm o dată de ele, să încercăm să aducem fonduri europene pentru așa ceva și să încercăm într-un an, doi, să terminăm în orașul ăsta cu străzile de pământ și cu asfalt, acum, de, cu pământ și prundiș. Acum au mai fost discuții, PMP-ul a votat bugetul, da, PMP-ul a votat bugetul pentru că am consilieri foarte serioși care au discutat și au transmis propunerile către primar, da. Au avut discuții cu primarul, primarul le-a aprobat propunerile, le-a inclus în buget și atunci votez bugetul. Da. Pentru da. Că problemele noastre au fost incluse acolo. Nu am cerut lucruri fantasmagorice, dar bă, vă dau așa citire la parcare și alei cimitir nou. Și cunoașteți cimitirul nou, acolo e nevoie de, încă e prundiș, e nevoie de alee, e nevoie de parcare, e nevoie de parcare și în exteriorul cimitirului, sunt multe de amenajat și nu mai poate aștepta învelopare blocuri. Da, o lucrare cerută de oameni și da. S-a pornit un studiu de fezabilitate, a fost făcut un studiu pentru o anumită grupă, hai să dăm drumul și la... și la lucrări. Spațiile de joacă, amenajări la spațiile de joacă. Anul trecut vreo 32 de locuri de joacă neconforme au fost casate și tăiate. Erau din, numai din metal, nu da. Mai corespund da. Și nu ne mai putem juca pentru că legislația e foarte drastică în domeniul ăsta. Uh-huh. Chiar penal. Și atunci au fost scoase, trebuie să le modernizăm și pe aceste locații 32 să facem locuri de joacă. Avem deja în un studiu de fezabilitate pentru 10 din ele. Putem numai să, cum apare bugetul aprobat și de la ANAF, că încă suntem blocați, putem da drumul și la execuția, proiectare și execuția celor 10 locuri de joacă. Și mai rămân 22. 22 de locuri. Na, da. Păi anul ăsta s-ar mai putea face încă 10 până în toamnă, dar aici depinde de bani și cum îți alocați. Un spațiu pentru părintele și copilul în centru, în zona centrală. Foarte mulți părinți vin în zona centrală, cărucioare cu voi. Mama vrea să-și schimbe copilul, să-i pună pe Pampers, nu are unde. Da, și chiar m-au oprit destul de mulți oameni sau consilierii mei care au cerut, mămici care au cerut mm-hmm. așa ceva și nu, e greu de realizat o da. Încăpere în care să aibă un pătuc, o chiuvetă da. Să-și schimbe copilul. Creșterea numărului de locuri disponibile în grădinițele cu program prelungit, în grădinițele actuale. Da. Sunt grădinițe foarte aglomerate, sunt grădinițe care nu au numărul total ocupat. Dar și la cele foarte aglomerate se poate gândi să creștem numărul acolo. Centrul e socio-educațional pentru copiii din familii cu situații sociale speciale. Doamna Anca Gâtlan e cu ideea aici. Știe exact în detaliu ce ar trebui să se întâmple în acest centru socio-educațional. Să învețe după program, să vină nu știu, profesor, mi-a povestit mai mult. Da. E o idee foarte interesantă și centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice. Iarăși, la centrul ăsta ținem. L-am avut și anul trecut. Dar trebuie de găsit o locație. Asta e marea problemă. De găsit locația și să aibă și Suceava. Persoanele, bătrânii noștri, oamenii da. În vârstă din Suceava, seniorii noștri. Să nu se mai ducă nu știu, Ilișești, unde mai sunt așezărinte da, da. Din astea. Badul Moldovei, doamne. Badul Moldovei, nici nu mai știu. Să aibă și Suceava în centru. Mai e la mănăstire, da. În apropierea Sucevei, să zicem. Da, da, da. Da. Dar e bine să fie pentru bătrânii din Suceava. Ei, și faptul că s-au alocat banii, plus, nu știu, mai Cristi Timoficiuc din Ițcani, consilierul din Ițcani, a mai cerut pentru Ițcani asfaltarea unor străzi, Dragomirna și încă ceva, bani pentru handbaliștii tineri, echipa de juniori. Da, și o echipă foarte da, bună. Da, da, da. Și s-a alocat, nu mai știu cât, 1,5 miliard ceva.
teren pe la biserică, biserici care au teren, da. Sunt pe un teren, dar nu l-au în administrare și trebuie să-l primească în administrare, ceea ce e corect, e normal. Și mai multe. Deci am niște consilieri care își bat capul, care își doresc să facă treabă și aici nu discutăm, facem o poziție de-a dragul de a face o poziție. Patru consilieri, da. Deci sunteți imediat după PNL? Sau... Nu, mai e PSD-ul cu 5. 5. Așa, PSD-ul 5, da. Da. M-am uitat în, cum să spun eu, în arhivele noastre. Ați candidat în 2020. Ați promis că vreți să transformați, ați expus deja câteva idei, să transformați Suceava într-un oraș curat, fără gunoaie, mirosuri, străzi inundate la prima ploaie, țânțari, căpușe, șobolani, praf și noroi. Șobolanii, declarațiile noastre din rețeaua de canalizare, devine o problemă din ce în ce mai gravă. Asta într-adevăr, mai ales când avem, eu știu, ploi, da, abundente și câte o săptămână. Deci vedem, îi găsim prin subsolurile la blocuri, chiar pe canalizare, urcă și pe bloc și chiar în e o mare problemă. Nu știu, chiar când eram vice, aveam foarte multe sesizări din zona Opcinului. Eram obișnuiți cu broaștele. Trăiesc în canalizare. Credeți? Se întâmplă și în marile orașe ale lumii. În centru... Da, corect. Nu spun că nu mai e problema Sucevei. Problema e că dacă ar sta în subsolul unui bloc, da, face o deratizare și reușesc să rezolve. Dar ei trăiesc în canalizare. Acolo nu poți să dai cu substanțe. Da. Nu ai niciun mod de... Nu știu. Și am încercat atunci să discut și cu Acetul, să vedem dacă e o soluție pe care probabil o știu să o cunoască ei și să rezolvăm problema. Degeaba faci la un bloc, dacă nu faci unitar, să începe din canalizare. Deci din canalizare trebuie să-i scoți și apoi să le dai pastilele alea sau, știu, să mănânce și să reușești să scapi de ei. Altfel n-ai nicio șansă. Și vă spun, noaptea, în zona în care locuiesc, Mitropolie, chiar centru spre... Băieții traversau, nu pe... precum, eu știu, câinii comunitare, petreceri pentru pietoni la semafor, toate că ei nu deosebesc culorile, dar se iau. Șobolanii în toate direcțiile erau anii trecuți, 2019, 2018, 2019, 2020 mai puțin, că am fost mai în carantină. Legat de canalizare, redimensionarea și decolmatarea canalizării pluviale, ce presupune acest lucru? În cât timp s-ar putea face? Deci nu neapărat în toate zonele. Trebuie văzut acele zone unde au loc inundații, cum a fost... Avem Areniu... Cum a fost cea de la, din Prudujen, din zona Biserica Sfântul Andrei, unde s-a redimensionat, s-a mai făcut o ramură a canalizării pluviale și nu știu exact, dar cred că s-a rezolvat în mare parte problema. Ei, lucrul ăsta trebuie făcut peste tot, dar în zonele astea, nu înseamnă în tot orașul. Da. Dacă trebuie să o reprofilăm, să o facem la o dimensiune mai mare, un diametru mai mare, atunci trebuie refăcută. Dar marea problema canalizării pluviale e faptul că se înfundă destul de rapid și aici trebuie se înfundă, nu neapărat, că cei de la Acet își fac treaba, desfundă aceste canalizări pluviale, dar... E subdimensionată de acum. Șantiere, praf, străzi neasfaltate, parcări neasfaltate și mașinile care, practic, mai vin și mai aduc noroiul pe străzi. Totul se duce în canalizare, colmatează. Asta, nisipul care se dă iarna cu sare. Și aici poate trebuie găsit o soluție cu clorură, cu altceva, pentru că tot ce se aruncă pentru dezăpezire se duce la un moment dat în canalizare și în pluviale și se le înfundă. Da. Afectează, nu mai zic, și spațiul verde, afectează florile, că în fiecare an avem problema asta cu peluzele, să schimb pământul, că ai un pH foarte, foarte alcalin. Dar e un lucru care se poate rezolva. Costă mai mult? Costă mai puțin? Nu, v-am zis, pentru că sunt zone punctuale, cum am zis, pompierii,
Mai avem la zona de jos pe la Brădet. La Burdujene cred că e rezolvată. Mai avem în zona centrală pe la McDonald's. Da, nu da. Trebuie să rezolve în tot orașul. Da. În partea a doua ați spus, ați menționat acel protocol care, în opinia dumneavoastră, trebuia să funcționeze între PNL și PMP, Partidul Mișcarea Populară, dumneavoastră fiind dreapta curată, mă rog, USR era dreapta centru-stânga, dacă nu mă înșel, domnul Cioloș, de fapt acolo dorea, acum domnul Drulă spune că va merge și el spre partea dreaptă. Trebuia ales Partidul Mișcarea Populară pentru o funcție de viceprimar și cum vedeți că se va, care va fi deznodământul acestei povești care se întâmplă acum la nivelul conducerii primăriei Suceava cu, știți foarte bine, povestea cu doamna Teodora Munteanu. Da, nu discut de ce nu am făcut alianță în 2020 cu PNL-ul. A fost alegerea lor. O alegere... Bine, cumva a fost un argument. USR-ul este la guvernare. Haide... Nu era la guvernare, domnul Chidovăț. No. Un argument penibil. În septembrie, corect, da. Deci da, nu putem ulterior... discuta de acel argument. Că da. Și PMP-ul cu... trebuia să fie la guvernare împreună cu ei după parlamentare. Așa arăta cel puțin scorul de la locale. Că da. N-a fost să fie, n-a fost. Dar nimeni nu putea să știe dacă o să ajungă USR-ul sau cu cine o să facă alianțe. Da, asta e o motivație așa ca să fie. Probabil nu s-a dorit Andronache. Asta e. Nu, nu e o problemă pentru mine, pentru PMP. Am mers înainte. Nici nu îmi doream la momentul ăla, sincer, viceprimar. Asta e. Am ieșit pe locul 2 la primar, am mers pe parlamentare să merg deputat în Parlamentul României. Nu a ieșit nici aia, iarăși nu e o problemă pentru că îmi văd de munca mea în continuare și am ce face. Poate așa a fost să fie, sunt mai liniștit. Acum, într-adevăr, se pare că alianța PNL-USR nu mai funcționa. Și pe undeva... dau dreptate și PNL-ului. Am făcut-o cu voi, dar într-o alianță trebuie să lași și de la tine. Adică să accepti și proiectele PNL-ului, să-ți accepte și el proiectele USR-ului sau oricare ar fi cele două părți. Trebuie să te înțelegi, nu să fii contra la proiecte, să fii contra la buget. Adică da, trebuie bine, să ai discuții. Dă bine la public când ești contra autorității, ca să spun, păi, a da, puterii. Da, atunci, ce mai cauți în alianță? Da. Dacă ești în alianță cu el, nu ești în opoziție. Tu ești în alianță, dar faci opoziție. Păi vedeți ce spun ei acum, domnule, noi pare... acolo am stat, n-am semnat un cec în alb. Noi am stat acolo, am avut grijă să nu se cheltuie banul, să nu se facă risipă cu banul public. Sincer, aici cum e adic... vorba de... Eu am văzut și referatul... pentru că discutăm tot timpul. Da, evident. Discutăm toate ședințele, proiectele de hotărâri cu colegii mei din Consiliul Local. Am citit și acel referat. Sincer, mi se pare în regulă. Atribuțiile de serviciu n-au fost respectate. Eu, când am fost viceprimar, am avut niște atribuții de serviciu. Ei, ale erau sfinte pentru mine. Nu mai treceam peste ele să intru în atribuțiile celuilalt viceprimar sau în atribuțiile secretarului general sau în atribuțiile primarului, că avea și el în mod direct. Bine, primarul le are pe toate, dar da. Avea și în mod direct dumnealui. Dacă aveam o problemă și era ceva de disciplină în construcții, să spunem, care e la poliția locală, nu vorbeam direct cu ei. Da? Vorbeam cine e primarul, este... responsabil direct. Da. Și vorbeam cu domnul primar, să-i duceam o hârtie, domnul primar. Uitați, asta trebuie rezolvat, e o problemă. Ok, el o transmitea. Sau da. Dacă aveam o problemă la celălalt viceprimar, pe salubrizare sau care nu era la mine. Sau, totdeauna, sau pe asfaltări, totdeauna discutam cu el. Dar nu direct să dau funcționarilor din subordinea lor niște ordine. Pentru că
în momentul ăla sunt derutați și ei. Nu mai știu. Tot timpul sunt discuțiile astea, pentru că și eu lucrez de mult în primărie și le cunosc. Da. Domnule, care e șeful meu? Și ăla, și ăla, și ăla, nebunești. Da. Trebuie să dai raportul la... La primar, oricum trebuie să dai. Dar să dai la viceprimarul 1, la viceprimarul 2, în condițiile în care nu-i așa, vă spun, nu mai poți să faci serviciu, nu mai poți să faci administrație. Și atunci, tu ca vice trebuie să îți respecti atribuțiile. Da. Și nu prea le-a respectat. Acum, noi presa am mai primit informații. Nu vorbim de conducere, de funcționari. Știm și noi. Și noi care funcționăm în presă de 20-30 de ani, îi cunoaștem. Într-adevăr, s-a exagerat. Degeaba spune doamna Monteanu, degeaba USR-ul poate se supără, dar asta e realitatea. S-a lucrat. Nu știu, există și o atitudine așa de ONG în Consiliul Local. Exact, or, aici numai, cum a spus dumneavoastră, există legislație care spune foarte clar. Cum vedeți? Și asta am vrut să știu. Cum? Care va fi deznodământ? Mulți speculează că vor fi retrase atribuțiile doamnei viceprimar și atunci poate... Bun, foarte bine. Acum nu că domnul primar a sugerat doamnei că mai există o cale, aceea a demisiei de onoare. Dar dacă dăm filmul înapoi, senatori, parlamentari, lideri USR au cerut doamnei Munteanu demisia de onoare în momentul în cu prilejul acelui incident legat de premiul de la un festival. Da. Da, se pare că s-a uitat, chiar nu, nu mai rețin, dar, nu știu, un coleg de-al nostru din media, dar nu mai rețin exact care, în zilele astea chiar a spus că totuși acel incident se datorează PMP-ului, că PMP-ul și-a băgat coada acolo. Ce are PMP-ul cu... N-am auzit, dar dacă spuneți noastră... Deci a rămas... Mască. Dom'le, nu se poate așa ceva. Ai mei nu e niciun motociclist. N-am cunoscut niciun organizator. N-am fost, nu credeți-mă, niciodată acolo. Da, da. Nu m-a invitat nimeni. Adică, cumva, PMP-ul atunci a făcut... A speculat atunci ca să fie dat jos viceprimarul USR, să intre viceprimar PMP. Cam asta era gândul, pentru că acum s-a discutat foarte mult că va fi viceprimar PMP. Da. Nu. Acum s-a pus în discuție alianța, a pus în discuție demiterea sau nu mai știu, revocarea din funcția viceprimarului. După care, dacă ar fi fost revocat un gest, viceprimarul... Da, mi se pare că era și un gest... Bine, în presă s-a speculat. Un gest firesc, până la urma urmei, PNL-ul să revină la PMP. Vorbim de dreapta. Nu cred că se putea duce chiar spre PSD. Da, dar negocierile erau sunt deschise. Și patru voturi. Erau deschise pentru că sunt, acum să ne uităm și la guvernare, PNL-PSD. Poate să facă și cu PSD-ul? Poate, pentru că sunt acolo. Poate să facă și cu PMP-ul? Da, poate. Sunt poate și cu PSD-ul să facă dacă 18 ani a fost greșit, total greșit, inadecvat construit bugetul municipiului Suceava, crezi că... Ei, nu știu, în anumite condiții, eu știu. Da. În politică... Dar avem un exemplu politică, de la București. În politică orice se poate, doamne Chidovă. Da. Eu m-am lămurit. Orice se poate în politică. Da. Bine. Să vă iei așa logic, ar fi fost, da, poate un PNL-PMP. Nu știu. Poate și pro-România își dorește. Și atunci, negocierile erau deschise, că n-au fost băgate în aceeași ședință. Dacă era în aceeași ședință, da, puteai discuta. Demiterea și revocarea și alegerea noului viceprimar. Nu. Revocarea, după o lună, alegerea noului viceprimar, în timpul ăsta se făceau alianțele, erau negocieri, erau discuții. Domnul președinte. Din păcate, uite, PSD-ul a ales să se unească cu USR-ul, cred, deși poate nu-i chiar așa, dar așa a apărut cel puțin. Da. Așa, așa pare, am văzut. Da. Domnul președinte, mulți din aleșii deliberativului municipal se califică la locul de muncă, iertați, acolo, în ședință. Adică primarul când își alege un om, el trebuie să se bazeze pe acel om, să lucreze. Greșeala doamnei Teodora cu acel premiu, de fapt, ea nu era pregătită pentru această funcție. Votezi în ședința de Consiliul Local?
proiectul pentru asocierea, pentru finanțarea acelui festival, da, da. Ești chemat în secunda. Doi, da, mulțumesc, mă bucur, norocul meu, dar nu pot primi. Da, da. Iertați-mă. Adică atunci când intri în Consiliul Local trebuie să mai știi, să citești un proiect, expunerea de motive. Asta înseamnă o lipsă de experiență totală în administrație. Da. Nu vă supărați că nu-i singurul exemplu a viceprimarului de Suceava. Vedem nu. Primari, vedem primar de Brașov, vedem primar de Timișoara, vedem pare de Bacău. Chiar pentru că sunt și vedem tineri, de sectorul Timișoara, 1, sectorul USR, toți au o mare problemă. Nu au experiență și nu știu cum să conducă un oraș, nu știu cum să-și facă bugetul, dar probleme mari, ați văzut? Nu. Ce? Deci, nu știți care va fi deznodământul legat de această funcție? Nu știu. Probabil se... Poate o să mai bagi odată în ședință. Bun, dar ceilalți consilieri, dacă nu participă la ședință sau vor pleca, de exemplu, dacă va fi o ședință ordinară, va fi acest... S-ar putea să ceară ei la un moment dat, haideți să facem, că suntem și noi de acord acum, nu știu. Să vedem, pentru că nu cred eu că îi convine PSD-ului să fie băgați în aceeași oală cu USR-ul. Nu cred. Un minut și atunci o să încerce o delimitare față de ei. Sau, bun, acum a fost vorba de o ședință în care era un singur punct. Da. Nu știu, poate fi într-o ședință ordinară, unde sunt mai multe puncte pe ordinea de zi și sunt consilierii prezenți. Da. Un minut pentru munca în Consiliul Județean. Ați menționat deja, ați reușit să ajutați doi primari PMP. Proiectele cum merge... Ați spus deja că nu vor fi bani. Și atunci, hai legați și de acest proiect Salini, că sunteți pesimist. Bun, nu, am înțeles că au fost discuții și cu primarii PSD și cu primarii PNL și lucrul ăsta în toată țara, în care s-a spus, oameni buni, nu sunt bani. Anul ăsta avem o problemă. Nu sunt bani, nu avem. Am înțeles și la noi. Pentru proiecte de gaz. Mulți și-au depus proiecte de gaz. E un singur proiect aprobat. La nivel de județ, a cui va fi acel proiect din, nu știu, 8-9? Da. A cui va fi acel proiect? Eu să vede, deci vede și suma, cine se încadrează. Da. La fel, uite, dacă vorbim de bugetul aprobat al municipiului Suceava, a fost aprobat în ianuarie, da? Da, da, da. Suntem în februarie și nu putem folosi, pentru că e ținut de ANAF. Nu-i dă viza, nu îl transmite către noi. De ce? Sunt probleme cu banii. Mai ține-l, noi să cheltuim în continuare 1 pe 12 ca să nu facem cheltuieli, să nu începem. Da. Să nu... Acum e momentul în care trebuie să începe licitațiile, să dai drumul la lucrări. Dacă ai mai pierdut o lună, iar te duci, contestații. Da. La fel se întâmplă probabil și cu bugetul Consiliului Județean. Acum nu știu exact buget, adică știu că sunt consilier județean, dar am lipsit la ultima ședință, a fost ședință fizică și eu iar am prins un pic de COVID și n-am putut să fiu prezent la ședința respectivă. Bugetul arată bine pe hârtie, sunt și investiții, sunt foarte multe investiții iarăși în drumuri, dar la fel să vedem dacă vor fi acei bani, pentru că vedeți ce se întâmplă. Întâi trebuie să terminăm lucrările astea, vedeți ce se întâmplă cu drumul spre Liteni, cu drumul spre Moara. Da. Și probabil mai sunt și alte situații în județ, prețuri care au sărit, constructori care sunt nebuniți de cap, nu mai știu ce să facă și chiar o să abandoneze lucrările, pentru că eu nu văd să scumpesc material de 30, 40, 50% și lui dai o creștere de 12% sau nu poți. Nu poți rezista ca și constructor. Aici trebuie guvernul să vorbim totuși de domeniul construcțiilor unde trebuie să faci ceva trainic. Da? Nu putem face. Bun, cu Salini sunteți pesimist. PNRR-ul? PNRR-ul, iarăși, vedeți discuțiile. Dacă să vrea o negociere iarăși a acelui procent ca să poată să crească pensiile, putem ajunge la o întârziere de ceva luni de zile care poate să ne afecteze. Uh-huh. Acum, nu știu cât e de real discuția asta, văd că ministrul muncii tot insistă pe ea, ori că știu că sunt probleme
Și atunci insistă pe asta ca să dea vina pe întârziere, pe acest procent cu pensiile, trebuie rezolvat. Și întârzierea aia se datorează Comisiei Europene, nu nouă, ca și guvernanți, să dacă paseze pisica. Comisia e departe. Da. Dar ceva se întâmplă. Cred că vom beneficia de fonduri, dar nu la nivelul ăla care s-a discutat atât de mult. Nu știu, da. Și ar fi bine dacă am beneficiat de fonduri anul ăsta, să, într-adevăr, să vedem că se mișcă ceva. Da. Nu mai vorbim de, nu știu, cred că asta cu autostrăzile și cu minunile, nu știu, măcar să rămână de la București la Pașcani sau de la Ploiești la Pașcani să se facă, că în rest, iarăși, cred că sunt discuții prea multe și suntem visători. Da. Și totul se învârte în jurul banilor. Banii care s-au împuținat. Și stăm și cu războiul la graniță. Și suntem și aici lângă, da? Da, avem da. Și aici. Domnule președinte, acum tot într-un minut, ca să încheiem emisiunea, revenim la politică. Cum s-au produs și la nivel național anumite supărări, dispute, s-au produs și în organizația județeană PMP. Care e stadiul acestor lucruri? Mă rog, cu instanțe și așa mai departe. Bun, la nivelul, lucrurile s-au mai potolit. La nivelul filialii n-au fost discuții de genul ăsta, pentru ele au apărut după alegerile locale da. Până în alegerile parlamentare. După alegerile parlamentare, conducerea națională a cerut fiecărei filiale să-și facă o evaluare a aleșilor locali și a consiliilor executive județene, să evalueze fiecare membru și să ia decizii, care nu și-a făcut treaba, pentru că știa care n-au participat la campania de la parlamentare. N-a venit o secundă. Consiliul județean n-a venit o secundă în campanie. Să intre măcar pe ușa partidului să spună bună ziua, colegi. Da. Sau care au trădat și au susținut PNL-ul pe față, poate au fost și alte partide, dar cazurile care le-am avut, anunț în presă sau în mediul online, susținere clară PNL. Normal că după alegerile parlamentare am făcut o ședință de Consiliu Executiv Județean pe 17 decembrie și atunci am făcut evaluarea și am început Consiliul Executiv Județean. Nu era greu să încep de la consilierul local de la Ulma. Nu, da, avea. Hai să încep întâi că, până ajung, că de la cap se împute. Exact, corect. Da. Hai să începem cu conducătorii. Am fost și eu evaluat, fiecare membru al Consiliului Executiv. Aici. Când s-au ajuns la cei care nu și-au făcut treaba, da, s-a votat excluderea și unii au fost exclus. Doi consilieri județeni, doi primari. Dar bine, asta se știa. Nu au fost discuții de la primari absolut deloc. Nu. Și-au văzut de treaba lor. În schimb, consilierii județeni, au contestat la organismele partidului, au pierdut la organismele partidului, nu le-a admis contestația și au dat în instanță și încă ne judecăm. Așteptăm să se termine și cu instanța. A trecut un an, să spunem. Bun, de atunci. Probabil va mai trece jumătate de an sau încă un an și e destul de greu în momentul ăsta să dai un ales local afară. Deci motivat, adică credeți-mă, niciunul n-a fost dat afară că nu l-a dorit Andronache sau nu l-a dorit nu știu care din Consiliul Executiv Județean. Nu, exclus. Da, asta analizat și... De când a apărut și codul administrativ. Nu? Da, de când a apărut codul administrativ e un pic mai greu, mai ales dacă ești ales local. Da. Și în genere văd acum și instanța. Na, partidele politice nu mai sunt bine privite, deși asta e, nu avem ce face. Da. Într-o democrație, într-o țară, trebuie să avem partide politice. Dacă sunt reguli acum bune, rele sau mai puțin bune. Da. Și de regulă poate să încline să dea dreptate înspre, să spunem, aleși. Atmosfera din organizație? Atmosfera în organizație e ok. Am avut congresul în 2 octombrie, conferința județeană de alegeri. Echipa e foarte unită. În continuare, la noi chiar nu
E o problemă, de-abia așteptăm să se termine și cu congresul și să intrăm în treburi. Avem de construit, mai am câteva organizații de făcut în județ. Că între timp, între locale și parlamentare sau după parlamentare, încep să se mai lase. Sunt organizații slăbuțe și nu prea mai au echef de politică. Și fiecare mai vrea să rupă din ei. Mai am o persoană, două, care și-a dat demisia din președinții interimar și trebuie să facem, să găsim o locuitor acolo și să facem. Dar una peste alta aveți toate motivele să fiți optimist, da? Sunt foarte optimist. Da. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Numai bine!